Act de voluntariat în ajun de sărbători. Un grup de tineri din Rezina au mers pe la oamenii în etate pentru a le da o mână de ajutor. Republica Moldova, Georgia, Turcia și Tadjikistan au cea mai mare rată de căsătorii timpurii din regiune, arată un raport. Și asta în condițiile în care tendința mondială de a forma o familie indică vârsta de 30 de ani. Care sunt efectele negative ale căsătoriilor timpurii, aflați din buletin. Sărbătorile de iarnă sunt o bucurie și pentru vârstnicii de la azilul de bătrâni din Cimișlia. Cu acest prilej au venit să-i colinde și să-i ureze artiștii de la Casa de Cultură din oraș. Act de voluntariat în ajun de sărbători. Un grup de tineri din Rezina au mers pe la oameni în etate pentru a le da o mână de ajutor. Aici, în curtea mătușii Olga, din satul Socnaia, un grup de tineri voluntari au venit pentru a-i da o mână de ajutor acum în prag de sărbători. Tinerii au tăiat lemne, dar au avut grijă să-i aducă bunicuțe și un pachet cu alimente pentru sărbători. Mătușa Olga din satul Stocnaia are 90 de ani și a cumpărat lemne de foc, dar nu are cine să-i le taie. Iată că tinerii s-au apucat de treabă. Acum un an în urmă, mergând pe lângă o bătrânică, adică pe lângă casa unei bătrânile, am văzut stând de lemne lângă poartă. Cumva am încercat să intru în dialog cu dumneai ei și dumneai ei au zis că primăria orașului Rezina a ajutat bătrâniei cu lemne, dar marea problema ei era că nu avea cine să le taie. Am vorbit cu tineri, colegi de mei, prieteni, cunoscuți, că noi ne-am adunat, am strâns o sumă de bani, am cumpărat o mașinărie de tăiat lemnele și anul trecut, pentru prima dată, noi am mers la bătrânele și am tăiat lemnele. Bătrâna spune că nu are rude, iar unicul ajutor vine numai de la asistenții sociali. Nu mă ajută nimeni, puneai aia asta la acel soviet, îi pusi de acolo și îi dau bani și duce la Rezina și îmi cumpără ce trebuie să de ce, de ce, de ce. Ia da, mami, cum, așa știu și la mine. Dacă nu îi dau mâine de bani, încă avea ca mâine, încă nu îi întâi, încă trebuie să mâncare și tot, ceva mai, dacă nu am ce faci. Nu este pentru prima dată când tinerii iau parte la astfel de acțiuni. Anul acesta, bunica Olga este a șasea la număr în lista persoanelor pentru care voluntarii au tăiat lemne. Astfel de experiență am avut și în raionul Șoldănești. Am mers în satul Glingeni, dacă nu mă greșesc, și am tăiat și acolo unii doamne lemnele. De ce noi suntem foarte deschiși pentru astfel de acte de voluntariat? Noi vrem să facem un bine și am încercat să cumpărăm și câte ceva alimente ca să-i dăm doamnei, ca să încerce și să întâlnim prin și anul nou. Tinerii spun că e de datoria fiecăruia să ajute pe cei în vârstă. Mie îmi place la aer curat, să ajut pe bunicuzile care stau fără căldură acum, pe bunei care nu pot merge. Pentru că bunei, bătrâna, tot cândva a făcut ceva pentru societatea noastră și vrem acum să așteptăm acolo ceva. Alexandru Catană este inițiatorul mai multor acțiuni de binefacere din orașul Rezina. Împreună cu tinerii, acum 2 ani a reușit să instaleze 10 bănci pe o stradă din oraș. Anul acesta, voluntarii au montat un teren de joacă pentru copii. Moldova se află în topul regiunilor cu cele mai timpurii căsătorii. Asta arată un raport al Biroului Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit acestuia, 19% din fete cu vârstă cuprinsă între 20 și 24 de ani s-au căsătorit înainte de a fi atins majoratul. Specialiștii menționează, căsătoria timpurie poate avea consecințe negative pe termen lung, atât pentru sănătatea fizică, cât și cea mentală a fetelor adolescente. Ele sunt practic lipsite de copilărie, oportunități educaționale și găsirea unui serviciu pe placul lor. În noua familie, tinerele soții deseori se confruntă cu abuz psihologic și fizic, arată raportul. Sărbătorile de iarnă sunt o bucurie și pentru vârstnicii de la azilul de bătrâni din Cimișlia. Cu acest prilej au venit să-i colinde și să-i ureze artiștii de la Casa de Cultură din orașul Cimișlia. Fiecare an vin aici la azil, vin cu colindul, cu urătura, să aduc în inimile acestor oameni bătrâni în etate, să le aduc un pic de bucurie, un pic de liniște în suflet și să le urăm la mulți ani sănătate și să
să știbă de bine, de căldura, de căldura pe care o primesc aici și să nu îndure suferințe. Bătrânii de la azil și-au adus aminte de obiceiurile vechi și chiar au venit cu unele colinde și urături din copilăria lor. Dar în vârful mărului este un leagăn de matasă, flor de măr, și-a de fata cei frumoasă, și-a de la gherghef și coasă, flor de măr. Nu știu coasă, ori de scoasă, lăcrămioare știu că vasă, flor de măr. Mulți ani fericiți, bucuroși la toată lumea, să ne nindic, să ne plouă, să ne dăruiască Domnul rouă, grile să ne rodească, toată lumea să hrănească. La Maltoș, la mulți ani fericiți, bucuroși, sănătoși. La anul când ați venit, să-i găsesc toți sănătoși. Unii bătrâni știu și ei colindii, dar știți, le uite, dar tot sunt interesante și sunt deosebite față de a noastră colindii moderne. Sunt vechi de când erau încă mici, 80-90 de ani în urmă. Poate și 100 că le-au auzit tot la părinților și la bunei. Fiecare vizită la azilul de bătrâni din orașul Cimișlia este o rază de lumină în viața acestor oameni. Colindele, bucatele și cadourile aduse cu prilejul sărbătorilor de iarnă i-au făcut pe bătrâni să se simtă apreciați și recunoscuți de cei din jur. Sănătate la mulți ani, fericire la mulți bani. Doresc la... La toți bătrânii, la lucrători, la toată lumea, sănătate și fericire. Acum sunt aici acurs nante luminate, cu lanțul de șer legate, cu ferestre luminate, al domnului director la azil. El ne încălzește, el viața lui prelungește. La anul și la mulți ani, la toată lumea și nouă. Azilul de bătrâni din orașul Cimișlia activează de 5 ani de zile. La început au fost 16 beneficiari, la moment sunt 26, iar în anul 2013 vor fi 30 de beneficiari. Act de voluntariat în ajun de sărbători. Un grup de tineri din Rezina au mers pe la oamenii în etate pentru a le da o mână de ajutor. Republica Moldova, Georgia, Turcia și Tajikistan au cea mai mare rată de căsătorii timpurii din regiune, arată un raport. Și asta în condițiile în care tendința mondială de a forma o familie indică vârsta de 30 de ani. Care sunt efectele negative ale căsătoriilor timpurii, aflați din buletin. Sărbătorile de iarnă sunt o bucurie și pentru vârstnicii de la azilul de bătrâni din Cimișlia. Cu acest prilej au venit să-i colinde și să-i ureze artiștii de la Casa de Cultură din oraș.